Structuri din cadrul Ministerului Afacerilor Interne și al Apărării Naționale au prezentat tehnica și mijloacele de intervenție celor mici cu ocazia zilei de 1 iunie. Copiii însoțiți de părinți și bunici au putut afla noi informații de la polițiști, pompieri, jandarmi și militari. Alexandru are 10 ani și a venit la expoziția organizată de MAI în fața Palatului Culturii. Băiatul a fost impresionat de mașinile din dotările jandarmeriei ieșene și a spus că în viitor își dorește să devină pilot de ATV sau de curse. E și mare! 4 roți, super! Ori un pilot de ATV, ori de curse. Îmi plac vehiculele, în special. Nu știu, mi se pare interesante. Merg cu viteză, 4 roți, 2 roți, îmi plac. E super. Nu ți se pare periculos? Dacă o duc la extremă, da. Dar în mod regulat nu. Aceste evenimente sunt o ocazie bună pentru cei mici pentru a afla cum intervin forțele de ordine publică în viața de zi cu zi. Este plin de tehnică, sunt expuse mijloacele de intervenție cu care desfășurăm misiunile zilnice. De asemenea, probabil că este una dintre puținele zile în care copiii pot proba o parte din echipamentul de intervenție al jandarmeriei. Dincolo de distracția de care au avut parte copiii, aceștia au putut învăța și lucruri utile, așa cum au fost cursurile de prim ajutor. Așa. Prea repede, mai încet. Așa. Cât te-ai apăsat? Implicate în aceste activități au fost autoritățile locale și administrative. Sunt prezente, așa cum spuneam, toate instituțiile din subordinea MAI și MAPN, în așa fel încât copiii să poată să cunoască încă de la o vârstă fragedă activitatea pe care o desfășoară aceste structuri și, bineînțeles, să se bucure de tot ceea ce pun la dispoziție astăzi colegii noștri, mă refer la tehnica lor pe care o folosesc zi de zi. La final, copiii au primit diplome din partea polițiștilor pentru participare.